Jaf, ca în filme, la Sebeș, în județul Alba, un bărbat de 54 de ani, care câștigase 13.000 de lei la păcănele, a fost tâlhărit de un alt tânăr de 24 de ani. Hoțul a fost ajutat de un complice de 35 de ani. Amândoi au fost ridicați la scurt timp de mascați și după audieri au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Andrei Naiță ne aduce acum toate informațiile despre acest caz. Îl ascultăm. Bună dimineața! Victima, un bărbat de 54 de ani, și-a petrecut noaptea într-o sală de jocuri. Norocul a dat peste el pentru că a reușit să câștige 13.000 de lei. Bucuros a plecat spre casă în jurul orei 5 dimineața. A fost urmărit de doi indivizi care ar fi fost și ei de față când bărbatul a câștigat premiul în bani. Pe o stradă din Sebeș, individul de 24 de ani l-a atacat pe bărbat lovindu-l și astfel a reușit să-i fure cei 13.000 de lei. În tot acest timp, celălalt individ a avut grijă să nu vină cineva să-i vadă. Au împărțit apoi banii furați s-au făcut nevăzuți. Victima a sunat la 112, iar în scurt timp polițiștii au reușit să identifice pe atacatori și amândoi au fost reținuți, iar acum urmează să fie prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Sebeș pentru dispunerea măsurilor legale. Tânărul de 24 de ani este cercetat pentru tâlhărie calificată, iar cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 35 de ani, pentru complicitate la tâlhărie. Ar mai fi de spus că banii furați au fost recuperați și restituiți păgubitului.